Drumul Național 7 între Pitești și Râmnicu Vâlcea a fost blocat mai bine de o oră din cauza unui tir care a avut probleme tehnice. Șoferul acestuia a încercat în fel și chip să mute mastodontul, dar mașina a rămas oprită pe stradă. Din această cauză, în localitatea Bascov, acolo unde drumul Național 7 are o singură bandă pe sens, s-a produs un ambuteiaj. Au fost scos kilometrice în ambele sensuri până când poliția a ajuns și a dirijat circulația alternativ. O mașină de mare tonaj, specială pentru astfel de intervenții, a fost chemată și a ridicat tirul pe care l-a dus într-o parcare pentru a fi reparat.